Salutare tuturor! Pentru materialul de astăzi m-am întors la Ford Carben Tacom în Oradea. Îi găsești și în Arad și în Deva. Vino pe la ei ca să descoperi diferența. Ce diferență avem astăzi între cele două mașini expuse în fața showroom-ului? E vorba despre Mustangul electric și noul Ford Explorer EV și mai ales ce diferență este între modelul electric și cel pe care îl descopeream cu 3 ani în urmă. Și plug-in hybrid în același timp, la Explorerul mare, o mașină extraordinară. Am descoperit o motorizare de 3 litri atunci, un V6 și 457 de cai putere, cu ceva mai mulți în plus, Mustangul electric, dar uite, o variantă mult mai ancorată probabil în ceea ce se întâmplă acum pe piața vehiculelor electrice. Noul Ford Explorer EV. Hai să explorăm și noi toate secretele mașinii. Exceptând Fordul e-Transit, pe care îl și vezi în zona de livrare la Ford Carben Tacom, trebuie să recunosc că experiența electrică la Ford a fost redusă din punctul meu de vedere la Mustang în diferitele sale variante și abia acum într-o mașină care, pusă lângă vechiul Explorer, a intrat la apă. Are dimensiuni ceva mai mici, dar important este dacă răspunde cerințelor și mai ales dacă va fi sau nu un concurent pentru cei care sunt pe piață. Eu cred că da, pornim, ne asigurăm, plecăm frumos, elegant, silențios. Ce-mi place că imediat m-a recunoscut, de îndată ce am luat cheia și am pus-o în buzunar, când am trecut prin fața showroom-ului și a aprins farurile, luminile de zi, m-a întâmpinat foarte frumos și în momentul în care mi-am pus bagajele în spate, am făcut și sper să repet și la filmare gestul acela șmecheresc cu piciorul ca să se deschidă haionul. Două variante de motorizare de care trebuie să ții cont atunci când vine vorba despre Explorer. Varianta cu motor pentru puntea spate, ceea ce înseamnă rear wheel drive, și o baterie care îți permite un extended range, adică o autonomie extinsă de până la 602 km. Și varianta pe care o conducem noi astăzi, este vorba despre varianta all wheel drive, cu câte un motor electric pentru fiecare punte și o autonomie de până la 566 de km. Haideți să vorbim despre motorizările acestei mașini, care s-a născut în centrul de electrificare Ford din Germania, de la Köln, și care se laudă ca fiind practic cel mai eficient vehicul Ford, pentru că are un consum mediu de 13,9 kWh la 100 de kilometri. Nota bene, am luat mașina de nouă, are mai puțin de 100 de kilometri, iar cu 100% ne-a indicat o autonomie de 483 de kilometri. Avem două variante de motorizare, una este cea cu motorul electric pe puntea spate, rear wheel drive, și are o baterie de 77 de kW, dar vorbim despre bateria netă. Asta îți oferă o autonomie de până la 602 km. În ceea ce privește modelul pe care îl avem noi astăzi, all-wheel drive, cu tracțiune pe toate roțile, are parte de câte un motor electric pe fiecare punte, deci și pe puntea față și pe puntea spate. Este conectată la o baterie de 79 de kW/h și, eu zic, important, are o autonomie de aproximativ 566 de kilometri. Cu toate acestea, când am luat mașina din showroom cu bateria 100%, ne-a indicat 483 de kilometri, dar de aici înainte depinde și de calculatorul dinamic. Cifrele sunt după cum urmează. În primul rând, există o diferență de putere. Pentru varianta rear wheel drive avem 286 de cai putere. Pentru varianta all wheel drive avem 340 de cai putere. Există o diferență clară și de comportament atunci când ai
o mașină cu tracțiune pe toate roțile, respectiv o mașină cu tracțiune pe puntea spate. Însă, dincolo de această putere, cred că ar fi cazul să vorbim și despre performanță. Pentru o mașină electrică este destul de important, cred, toată lumea așteaptă acel moment. Sigur, dincolo de cuplul, care este cam la 100 Nm distanță, avem și 5,3 secunde pentru mașina all-wheel drive de la 0 la 100 de km pe oră și 6,4 secunde pentru mașina rear-wheel drive de la 0 la 100 de km pe oră. La viteza de 120 de km pe oră la drumul expres pe care îl traversez acum, vântul, deși prezent în curtea showroom-ului și aici la câțiva kilometri distanță, nu este foarte deranjant. Ceea ce înseamnă că avem o aerodinamică bună și insonorizarea despre care vă vorbeam îmi mențin părerea. E foarte plăcută senzația volanului, chiar dacă acesta este nu în formă rotundă, ci mai degrabă hexagonală. Ai la îndemână toate butoanele și mi se pare foarte interesant modul în care au pus toată tehnologia la interior și o să vă și spun de ce, pentru că tu poți să personalizezi anumite lucruri aici în funcție de cum îți dorești. De exemplu, tableta să o miști și să fie înclinată într-o poziție, într-o unghiulatură care să-ți permită cea mai bună experiență și cea mai bună vizibilitate. Poziție la volan bună, vizibilitate excepțională. Acestea sunt primele mele concluzii după ce am urcat la volanul lui Explorer EV. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă șoferul adorme la volan, dacă există un asistent care ne va readuce pe traiectoria bună. Da, iată, ne-a corectat poziția volanului și ne-a dat o avertizare să conducem pe mijlocul benzii noastre. Asta înseamnă că sunt ageri toți senzorii. Toată lumea prezent aici pentru un maximum de siguranță. O să discutăm și despre aceste pachete. Foarte frumos. Îmi oferă head-up display, ceea ce înseamnă că toate informațiile sunt proiectate pe parbriz prin fanta care se află deasupra bordului, exact în câmpul meu vizual, ca să nu-mi iau privirea de la drum și nici mâinile de pe volan. Așa e corect. Doar că am încercat să vedem care este reacția sistemului. Iar reacția este una prezentă. Deși am discutat despre două variante de motorizare, se pare că mai târziu va intra pe piață și o variantă mai mică cu o baterie de 52 de kW net, ceea ce înseamnă că o să avem o mașină cu un range, cu o autonomie puțin mai mică, dar și cu o putere de 170 de cai. Aceasta ar fi a treia variantă pentru Fordul Explorer. Acum, sigur, ca și la orice mașină electrică, pentru a se proteja diferitele componente, precum motor, motoare sau baterie, viteza maximă constructivă a mașinii este limitată la 180 de km pe oră. Altfel, mi se pare o mașină robustă, o mașină capabilă. Acum depinde, bineînțeles, și de așteptările pe care le are clientul, pentru că, în general, standardele au fost ridicate în această zonă și, așa cum se așteaptă și Ford, acești clienți care se vor orienta înspre Ford Explorer sunt mai bine de jumătate dintre ei cu experiență în ceea ce privește mașinile electrice, poate sunt la a doua sau la a treia mașină, așa că deja știu ce să ceară de la o mașină electrică și ce fel de așteptări ar trebui să aibă. Așa cum sunt aranjate lucrurile în interior, îmi dau seama că există practic niște zone de inspirație sau trimitere directă la ceea ce mai găsești pe piață, dar lucruri mult îmbunătățite și cu o calitate superioară, ceea ce pe mine mă bucură, fiindcă deși există, nu, produse care se situează în topul cerințelor sau într-o zonă superioară a pieței, calitatea materialelor, așa cum am văzut și în testările noastre, lasă de dorit. Altele, de exemplu, dacă se configurează
mult prea bine, devin niște produse foarte scumpe. Și trei la mână, mai este în general și imaginea altor concurenți, care ba este asociată cu diverse piețe sau, din contră, au un design controversat. Eu zic că această mașină încearcă și reușește să înglobeze tot ceea ce e din punct de vedere tehnologic, dar și din punct de vedere al designului, mai aproape de, să spunem, cerința unui client în 2024-2025. Sper să fiți și voi de acord cu treaba asta. Și dacă considerați că ar putea fi o luptă internă între Mustang și Explorer, Mustangul îl alegi cu sufletul și cei drept cu un buget semnificativ mai mare. Dar cred și Explorerul îți va pune zâmbetul pe buze. O face deja. E foarte stabil pe viraje și foarte responsiv la pedala de accelerație. Și nu pierde foarte mult din autonomie. Ceea ce înseamnă că pentru utilizatorul începător de mașină electrică șterge această anxietate pe care o ai cu privire la autonomia pe care ți-o mai oferă mașina. De altfel, în permanență, în câmpul tău vizual, în ecranul mic care se află deasupra coloanei de direcție și nu atașat de ea, așa cum am văzut la concurenți, ai în permanență niște informări esențiale. Cât la sută mai are bateria, care este consumul tău instant și, bineînțeles, temperatura, date despre limitele de viteză de pe sectorul de drum unde te afli, autonomia și în kilometri, dar și în procente. Da, una peste alta, nu ai avea de ce să-ți faci probleme. În definirea prețului final pentru această mașină, ținând cont de faptul că avem versiunea premium și nu cea select, care sunt opționalele care au crescut un pic costurile cu aproximativ 3000 și ceva de euro? În primul rând, pompa de căldură, atât de eficientă și necesară, mai ales atunci când avem fluctuații de la un sezon la altul, foarte cald sau foarte frig, 1050 de euro, bani foarte bine cheltuiți. Punctele de fixare în grila separare, 50 de euro, plafon panoramic fix, 950 de euro, pachet asistență șofer, 1300 de euro. Asta înseamnă că avem sistemul de menținere și avertizare la schimbarea benzii de rulare și centrarea pe bandă, ceea ce am și testat. Sistemul avansat de parcare automată, Active Park Assist, are 12 senzori pe această mașină. Sistemul de camere 360 și head-up display pe care l-am pomenit deja. Ei bine, costă 1300 de euro, iar 200 de euro înseamnă pachetul de scaune ergonomice 3AGR, 200 de euro. În ce sens? Avem un reglaj electric, dar avem inclusiv funcție de masaj și suport lombar. Scaunele față reglabile electric pe 12 direcții și manual pe 6 direcții au și memorie și au și extensie pentru partea de șezut. Tapiseria este Black Onyx Sensico, parțial AGR, tetierele față sunt reglabile manual pe 4 direcții, avem și banchetă rabatabilă, o să vedem, 60-40 cu cotieră spate, dar și cu o fantă pentru schiori, care își transportă la interior, așadar, schiurile. Prețul mașinii, așadar, 45.900 de euro și 21 de cenți, la care se adaugă TVA, 54.621 euro și 25 de cenți, dar atenție la valoarea tichetului Rabla, considerat pentru 2024, 25.500 de lei. Faceți voi conversiile, schimbul valutar cel mai eficient și ajungem la un rest de plată de 49.552 de euro, ceea ce este sub pragul psihologic de 50.000 de euro. E, asta e tot ce aveam de zis despre bani. Așa arată Explorer. Nu pentru că m-ar fi lăsat pe marginea drumului, ci pentru că vreau să vă indic câteva dintre elementele pe care le puteți vedea sub capotă, la compartimentul motor, să-i spunem așa. Deși, fiind all-wheel drive, avem două motoare electrice. Așa arată zona de acces a utilizatorului sub capotă, practic
Acestea sunt lucrurile și așa sunt ele dispuse pentru ceea ce numim noi compartiment motor. Ce o să vi se pară interesant? Păi, în primul rând, o să ne uităm la acest băț de susținere, că nu are capota, de altfel mică, acele telescoape de susținere. Și uitați-vă unde este așezat, nici de cum aici, la începutul compartimentului, înspre zona față, ci undeva acolo. N-ai cum să nu remarci logo-ul ăsta, da? Deci, ok, am înțeles. Avem o platformă MEB care se utilizează în această lume a mașinilor electrice de către mai mulți din ceea ce am observat. Ok. E de ajuns? E ok? E bine? Și această soluție găsită de Ford, unde am mai văzut-o? La Puma, cel mai probabil. Da? Pentru modul de închidere al capotei. Hai să facem așa, avem nevoie de mâini și voiam să vă indic poziția. Iar poziția este aceasta. 6 culori de exterior pentru această mașină, prezentată în varianta standard Arctic Blue, însă vei scoate din buzunar diferite sume. Nu este ca și în alte cazuri în care paleta de culori specială costă o anume sumă de bani. De exemplu, pentru Frozen White dai plus 350 de euro. 700 de euro te va costa dacă ai Magnetic Grey sau Agate Black pe listă, iar cele mai scumpe culori, cu un plus de 1000 de euro la buget, sunt Blue My Mind și Lucid Red, practic albastru și roșu, ambele culori intense. S-a micit Explorerul în varianta sa EV, comparativ cu Explorerul pe care l-am văzut la showroom, în parcarea din față și care avea o lungime de peste 5 metri, aici abia dacă avem 4,5 metri lungime. Suntem așadar mai compacți, dar probabil cel puțin la fel de robuști, dacă este să transferăm toată ideea în zona electrică. În partea din față, semnătura luminoasă, un segment care se împarte în două. Zona superioară, iluminare de zi, zona inferioară, semnalizator. Farurile pot fi LED pentru varianta Select și pot fi Matrix LED, cum sunt acum în cazul nostru, pentru varianta Premium. Vedem aici inclusiv far de cornering, sunt așadar toate lucrurile frumos asamblate într-un L întors, dacă vreți, care face parte dintr-un concept de design care are la mijloc o bară Piano Black pe care scrie clar denumirea modelului Explorer. Tot aici vom întâlni și camera, iar logo-ul mare în noua sa formă de prezentare, cu alb, un logo 2D dacă vreți, cu semnătura inginerului care l-a ajutat pe Ford. Încă din 1903 prezentă această semnătură pe cărțile lor de vizită. Iată, câtă tradiție și câtă istorie. Zona din față plină așadar, cum de altfel întâlnești la toate mașinile electrice, dar dincolo de pompa de căldură care ne ajută la încălzire / răcire, circulația aerului în această zonă este foarte importantă și ne uităm așadar în partea de jos, în bară, unde vedem radarul pentru Active Cruise Control, vedem senzorii pentru partea față, senzori care, bineînțeles, vin să lucreze împreună cu camera, dacă nu este activată, sunt ei activi, iar acolo fanta de aer care răcește zona pasajului roții. Așadar, există și un coeficient aerodinamic bun pentru această mașină, iar privită de aici, vedem că această capotă scurtă are parte de un singur bosaj sau o singură scobitură centrală mare, iar unghiul cumva este dat și de acest design pe care îl vezi adus în zona din față. Am observat liniile din față, acum mergem pe lateral și spunem că o mașină versatilă are întotdeauna și în zona asta a spoilerului față, dar mai ales la pasajul roții, acest plastic dur anti-zgârieturi. Suntem protejați pentru că avem senzori inclusiv în această zonă laterală. Dacă la Select ai parte de jante pe 19, când mergi pe varianta Premium ai parte de jante pe 20. Anvelopele sunt Continental la această mașină, dimensiunile 235x50 R20
HXL, sunt Eco Contact 6Q, sunt foarte bune pentru a avea o aderență perfectă și ne-a demonstrat-o pe viraje, dar în același timp anvelopele create pentru mașinile electrice trebuie să aibă acel ceva suplimentar din punct de vedere al eficienței și al economiei, pentru că aici totul stă așadar în consum și dincolo de consum, spuneam și în comportamentul mașinii. Poți să pui opțional jante pe 21 dacă vrei. În ceea ce privește sistemul de frână, este cu disc ventilat pentru zona față. Iar dacă o să mergem în zona spate, o să vedem un tambur. Am văzut treaba asta la multe mașini electrice, explicația constructorilor fiind aceea că nu prea se folosește frâna. De altfel, avem și un mod de recuperare mai intensă a energiei, care frânează aproape instant mașina și aproape total în momentul în care iei piciorul de pe pedala de accelerație. Bandourile acestea laterale din zona pragurilor sunt de asemenea din plasticul dur, rezistent la zgârieturi. Și nu întâmplător am scos mașina într-o zonă verde, pentru că ea însă și este verde și este electrică, dar vreau să discut un pic despre ampatament, adică distanța dintre cele două punți, 2767 de milimetri, dar mai ales despre garda la sol, care poate varia între 141 și 148 de milimetri. Altfel spus, dacă tot ne place să explorăm, haide să o scoatem și în afara asfaltului, însă într-un loc mai plan ca acesta, fiindcă știi bine, lucrurile pe dedesubt arată altfel, deși mașina este cumva capsată, ca și orice mașină electrică, lucru pe care îl demonstrăm acum. Nu ai vrea ca aceste componente să fie afectate de zgârieturi. Chiar dacă spuneam bateria sau zona de motoare de la cele două punți sunt foarte bine protejate. Am zis că fac treaba asta, hai să o facem, adică cu piciorul. Da? Ar trebui să ne deschidă. Hai să vedem cum facem. S-a deschis mașina? Nu s-a deschis mașina? Hai, ajută-ne! Da! Corect! Asta e! Foarte bine! Iată-ne având acces la o zonă de depozitare de aproximativ 531 de litri. Ce avem aici? Pe lângă cârligele obișnuite, sistem de iluminare și priza de 12 volți, nelipsită pentru aspirator, frigider, congelator și ce mai avea noi nevoie. Chiar și alte lucruri pot fi strânse cu un elastic aici sau pot fi, de ce nu, ancorate. Și mai vreți ceva? Vine mașina cu cablu sau nu? Sigur că da. Iată cablul de alimentare. Asta în cazul în care vrem să fim siguri că nu rămânem în pană. Pana, în schimb, este o chestiune pe care nu aș vrea să o comentăm acum. Ok? Iată și fanta pentru schiuri. Dar până să ajungem la schiuri, haideți să spunem că avem în această zonă o parte textilă care ne protejează. Putem să extindem așadar zona de depozitare din interior, rabatând bancheta fracționat 60-40 și eliminând această zonă de protecție. Putem tripla oarecum volumul în litri la interior. Deși avem un mâner, acesta este pus aici pentru că pe varianta Select nu avem un buton de închidere electrică și automata haionului, ceea ce avem aici. Iată și camera, am descoperit-o. Spatele, la fel de plin ca și fața, cu același bandou Explorer, iar blocul optic arată cam așa, cumva tot pe verticală, amintește, să spunem așa, de ceea ce am avut la Explorer. Mă uitam și pe lateral, foarte interesant faptul că nu avem crom, îmi place asta. Avem un material cauciucat care protejează zonele vitrate, la spălătorile cu spumă activă nu o să mai vedem aceleași probleme. Montantul, vezi, este într-un negru lucios, la fel ca și partea asta a stâlpului B acoperită. Negru lucios avem și pe capacile și pe capacele oglinzilor laterale. Mă așteptam să am aici un plus, un triunghi, dar nu l-am pentru vizibilitate. Brațul este destul de solid, avem semnalizatorul, același piano black, spuneam, și o cameră pentru 360. Mânerele sunt în
culoarea caroseriei. Da? Uitați-vă și la designul acesta. Avem un supliment, să spunem așa, până aici înspre montantul de parte vitrată, care ne asigură o iluminare mai bună, naturală, la interior. Din exterior n-ai zice, dar acesta este un plafon panoramic. În interior lucrurile se schimbă și totul arată foarte bine. Că vorbim despre aerodinamică, iată și aceste air blades, aceste lame aerodinamice pe care le regăsești la toate mașinile de acest gen, de o parte și de alta lunetei, stopul cu numărul 3 aici, avem un ștergător și în partea de jos din nou senzori. Cam așa arată mașina pe exterior, cam acestea sunt lucrurile pe care aș dori să le evidențiem. După ce am lămurit problema cu spațiul de depozitare, o să vedem cum stau lucrurile pe bancheta din spate. Din start vedem că plafonul panoramic conferă senzație de luminozitate și spațiu. Iată cotiera pentru bancheta din spate. Ce mai avem dincolo de cotieră? Exact ce vă spuneam, acces pentru portski. Și aici o mochetă similară cu cea pe care o găsești în portbagaj. E, ce zici? E bine? Eu zic că e foarte bine. Aeratoare și două prize USB tip C pentru această zonă spate, ca să nu rămâi fără electricitate. Mai e câte ceva de agățat, ia uite. Asta e o surpriză. Pentru ancorare, în cazul în care rabatezi întreaga banchetă, care pentru familiști este și cu ISOFIX, deci poți să pui scaunelul copilului, scoica sau cum s-o numia, acolo. Fața de ușă, combinație de materiale. Ăsta este cel mai brut. Ăsta este cam la fel, dar în altă culoare. Aici este partea care imită pielea. Avem și butonul pentru geam și incinta acustică, plus loc de depozitare. Totul anti-zgârietură, mai ales în zona aceea unde inevitabil vei zgâria cu picioarele. Așa arată fața de ușă pentru zona șoferului și a pasagerului din față. Similitudini, doar că la șofer avem niște butoane de control pentru oglinzi retrovizoare și, bineînțeles, pentru geamuri. Ce ziceți? Au împrumutat de la ID4 inclusiv treaba asta cu selectarea pentru spate, rear. Dacă ai apăsat treaba asta și vezi că e un LED aici care se activează, înseamnă că butoanele vor fi pentru geamurile spate. Dacă nu, sunt pentru geamurile față. Iată, setarea scaunelor și inclusiv funcția de masaj, plus o emblemă Ford aici, foarte argintie. Deci este și pe manual, dar și pe electric, tot acest proces de reglare a scaunelor cu o ergonomie suplimentară, care te costă 200 de euro. Și asta, wow, ai auzit? Când am urcat la volan, mașina este deja pregătită și atât când intru, cât și când ies din mașină, am această secvență sonoră. Tot de la ID4, deci se împrumută. Nu conlucrează doar la pick-up truck-uri. Diferența este că la Ford Explorer EV nu este atașată această mică tabletă informativă de coloana volanului, ci mai degrabă este independentă și statică în zona aceasta. Acolo avem head-up display, aici avem soundbarul de la Bang & Olufsen. Wow! Super! Semnătura Explorer este acolo, o dungă cromată pe interior care subliniază aeratoarele, iar partea de volan este sub această formă, am văzut-o inclusiv la noile autoutilitare, are semnătura Explorer acolo, are cusăturile și are butoanele care pot fi foarte sensibile și ca și zgârieturi, dar mai ales ca și atingere pe volan. E, partea cea mai interesantă și cea mai șmecheră este asta. Tableta foarte înclinată, care, apropo de înclinare, poate fi ajustată cam așa. Aici un clicker, da? Ăsta. Și Sync Move, așa se numește practic această experiență. Poți să o pui aproape vertical și să găsești un loc de depozitare aici,
în spatele ei. De asemenea, niște butoane pentru pornirea sistemului, pentru bara de volum, semnalizatoarele și funcția 360, care ar trebui să fie apelabilă de aici. Camerele sunt bunicele din ceea ce văd eu și uite cam ce-ți oferă acest meniu. Telefon, radio, media, navigație. Navigație. Ok. Hartă. Perfect. Revenim. Autovehicul, aplicații mobile, parcare, încărcare, precondiționare, deci să fie cald sau rece când vii la interior, asistență șofer, setări, profil de deplasare și iluminare ambientală. Profilul de deplasare sunt modulele de conducere, care pot fi eco, sport, individual, normal sau traction. Când ai diferite condiții de condus. Aici o pictogramă foarte interesantă. Deci nu avem niciun selector, ba mai mult, nici selectorul de drive nu-l mai regăsești în mod tradițional la consola centrală, ci este în dreapta volanului și este sub această formă. Avem drive sau poți să o pui în B, da? Ai pentru marș arier și iată așadar indicațiile. Bun, revenim, suntem aici. Ce mai vedem? Câteva lucruri favorite pentru vehicul, sistemul ESC, care poate fi activat sau dezactivat de aici, un auto hold care ne ajută mai ales atunci când suntem în zona de oraș, încărcare 89%, 400 de kilometri, încărcare până la 100%. Se poate face încărcare, optimizare și așa mai departe, dacă este la curent continuu, DC. Practic, în 26 de minute încarci mașina de la 10 la 80%. Dacă mergi pe curent alternativ, 11 kW, 7 ore 44 de minute. Poziție head-up display, asta poți să-l reglezi dacă vrei. Deci poți să adaptezi poziția display-ului cu ajutorul butoanelor. Asta mi se pare super ok și iată ce îți indică. Și ai și triple plus key free intrare ieșire din vehicul. Modurile de condus sunt apelabile și de acolo aici faci conexiune cu Apple CarPlay și alte dispozitive suplimentare. Pot fi și dispozitive Android. Aici, în zona aceasta, ia uite, excepțional, excepțional. Foarte frumos. Și nu știu dacă auziți, are un tic, da? Acel tic blochează sau deblochează. Iar aici avem, uite, se pune automat în eco pentru partea din dreapta. El a sesizat că nu avem un pasager în partea din dreapta și atunci climatizarea este acolo și totul este foarte digital la baza acestui ecran. Două porturi pentru încărcarea telefonului mobil. De fapt, unul este de depozitare și unul de încărcare, cel puțin asta îmi sugerează. Două cup holdere aici și partea asta care aduce fibră de carbon mi se pare interesantă. Uite, mai avem câteva lucruri de depozitat într-un jumbo box mare, mare, mare de tot și avem inclusiv o tăviță, asta ca și cotieră. În rest, mi se pare o liniatură foarte atrăgătoare pentru zona asta de interior. Iluminarea am văzut-o din nou unde? La Skoda, cred, nu? Sunt multe lucruri împrumutate în această mașină, ceea ce înseamnă că funcționează așa zisul featuring, iar plafonul panoramic cu semnătură Ford seamănă extrem de bine cu ceea ce vezi în Mustangul electric. De butonul ăsta SOS sper să n-ai nevoie niciodată, iar oglinda retrovizoare pentru interior arată cam așa. Una peste alta, o mașină, zic, foarte reușită, cu mânere inclusiv pentru șofer, da? Și cu zone de agățat diverse lucruri plus iluminare. Uite așa arată. Am condus această mașină mai mult de 50 de kilometri, dar în momentul în care se împlinesc cei 50 de kilometri, am de spus următoarele lucruri from my point of view. Este o mașină drăguță, răspunde cerințelor. Este o mașină la care nu am reușit să-i fac autonomia ca și la manual. Iată, după 50 de kilometri avem în acest moment o autonomie a
bateriei de 85%, ceea ce se traduce în 385 de kilometri. Deci asta înseamnă că la fiecare 100 de kilometri, în condițiile acestea, de temperatură exterioară de 24 de grade, deci ideal, pierd 30% la fiecare 100 de kilometri. 30%, deci puțin peste 300 de kilometri în cazul ăsta, deci cumva aproape la jumătate. Sigur, am și pedalat-o destul de mult. Mulțumesc FordCarbent.com, mulțumesc că ați urmărit acest material. Mi s-a părut foarte tare partea asta de Sync Move, nu numai că e foarte responsiv, dar poți să o și reglezi tu cum vrei și mai câștigi și spații de depozitare. Asta e tare de tot. O experiență faină și electrică cu Explorerul EV, 100% electric. Spre asta ne îndreptăm, iar noi ne îndreptăm spre showroom cu ideea că o să vă prezentăm și alte modele pe final de 2024.